Bună dimineața, iepuraș! Lăsăm dulcegăriile, că de la mult dulce o să facem, Doamne ferește, diabet. De fapt, voi nu știți un lucru esențial despre Emilian Crețu. Astăzi, când m-am coborât din pat, mi-am dat seama că eu nu am spus-o niciodată nicăieri. Eu nu cred în superstiții niciodată, dar tot timpul de când eu mă țin minte mic, în tot timpul când mă scol din pat, pun piciorul drept primul jos pe podea. Nu stângul, niciodată nu s-a întâmplat. Nu știu ce-o fi asta, dar zic, bă, dar nu le-am spus la oamenii ăștia esența succesului. Tot timpul se pune piciorul drept jos. N-a fost o excepție de zeci de ani de zile să-l pun pe la stâng. Uitați-vă, de dimineață vârcolești fata asta. Nu văd curat ninăuța în casă. Tot cum am lăsat, cum am făcut, așa au rămas. Era mai curat când am... Păi și faci ca mâța, faci acolo în vazon. Da. Stau și mă uit nina și mă întreb, zic, măi, cine asti ei? Așa e tare fericit. Da, da. Tare, să mândrească, să ies coșorăște ghini în flori. Ia ca poftim, uitați. Ești nebun, Nina, de close party! Hai să nu-i cu noi, în primul rând, hai să-i lui Vuitton, știi cât coastă culioasele este nebunul? Au și lui Vuitton și Gucci, fatul, de când ești la țară, tu ești din minți, tu știi ce-ar faci din culioasele astea, Tani Vander, tu știi ce-ar faci din drânsele, și știi tu? La negru nici acolo nu sunteți sălbătășuni, tu știi ce nebunul și ești, pune-l într-o eu frumos în cuieraj, Doamne, nebună, dacă-i țărancă, țărancă-i țărancă. Dă-l măcar la plocat, în chirii, nu știu. Duș-l pune în stiencă, în stiencă pune. Vă rog să mă scuzați, dar tare, pur și simplu m-am enervat. Iată, am un colioc lui Vuitton, îl dau în chirii 50 de lei pe oră. Dacă doriți, e bun, bunuț, puteți spuneți ori și puteți să-l dați lui Igor și el la mod, nu colioc calendar. Signora Dima, ia-mi spune, și așa supărat ești tu? Eu la Roma, războrcea apă. Ce-ți faci tu la Roma? Eu acasă. Las că azi fac o surpriză, te duc, știi unde? La Cobușca Nouă. Mergi? Da, pe aici e zbor charter cu Emilian Crețu. Signora Dima, cum stai? Bine. Dar ce aștept stai și spune? Nu știu ce așa. Ce aștept spune? Numai nu zic că aștept charterul, să vii să te duc la Roma. Avioanele nu aterizează aici. Vrea căsăcă. Bravo, așa, șezi aici în sătuc. Apropo, o chestie, dau două secunde. Apropo, dragilor, dacă toți sunteți și voi în căutare de charter ca și seniora Dima, vreau să vă zic că pe 29 mai este zbor la Londra și înapoi, așa că cei care căutați să vă duceți în Londra sau cei care vreți să veniți din Londra acasă, pe 29 este zbor charter autorizat. Am spus și un link ca să faceți swipe up în cazul în care aveți nevoie și sunteți la răscruci ca și Dima. Acest peisaj din spatele meu foarte frumos mă inspiră să vă cânt o melodie nouă, baie, Emil cu stil. Tu se la mia Dima, o Adima, tu se la mia core, o amore. Dragilor, am niște emoții când sângele îmi fierb în venii, nu știu ce să zic, nu știu ce să fac pe aici. Am văzut varianta finală a videoclipului și abia aștept reacția voastră, abia aștept să vă dați și voi cu părerea că e bine, că e rău, că e wow, că nu e wow, că e fufufu sau mumumu sau e genial. Până și sterele și băuturile sunt cu mine și în tandem cu mine. Uitați-vă, această sticlă este numărul 100. Așa că suntem la 100. Acum și doar acum. Privește, cel mai tare și cel mai coronamet. Neața, s-a trezit cântăreața cu corona pe cap. La nu știu, spune tot adevărul, așa cu pretenții. Știu, sunt eu. Spune. Ne-am dus să alergăm pe deal, am făcut instastory, dar nu-mi place, stai mai dreaptă. Nu-mi place, zi-mai de vreme că viața e frumoasă, zi-mai și... Așa. Și ne-am dus să alergăm, dar e că eu alergam, bag și nimărghe, vorbim cu Lilia, vorbim cu primărița, vorbim cu Valeria Sfut, nu e cu tăți. Da, bro. Mă zic curat. Ieto! O las la negurin sau nu? Nu! Da, de ce? E râ. E strălă, da? Da. Dar cine faci curățări din casă, tu sau e? Eu. Da, de ce? Dar ieși faci. Este în telefon, citește. Dar în telefon, citește. În telefon, citește doar. Și dă telefon, dacă își faci eu. Și bag în dânsa, și mănâncă.
prințesă e. Da, prințesă. La lucru. Țeava mână. Bravo. Ia ca mie îmi spunea adevărul. Molodeț. Ce înseamnă să vii la țară? Ouă. Grecică. Pâine proaspăt, făcută din inuța. Mina vitamina. Rețeta la dânsa aflat, scrieți. Război, mahtii vă vedeți pe unii strati chinezoi. Dar președintele a spus că nu e așa de grav. Treci așa prin tine, nici nu știi că ai fost bolnav. El e doctorul, puțin dar mai mult e pacient. Eu sfat mare, că ăsta e prizit. Poliția! La costum, m-au suc fără iubiri și disetii. Putu-ți coroana mătii și nici-o uitat coroana-n drum. Că eu așa vopsit la costum, m-au suc fără iubirii și disetii. Putu-ți coroana. Și da, astăzi am terminat-o cu pastele, dar mâncăm pilimeni. Colțunaș. Nu primei mult de asta ca să nu... Surioara mea dragă când face curățenie ne alungă pe toți din casă. N-am casă, de umblu în stânga și în dreapta. Și am decis că împreună cu seniora Dima îl luăm și pe Slăvuncic și ne ducem la Nistru. Dar nu vă zic unde că o să vă dați seama. Iată așa arată Nistru de aici, de la Puhăceni. Am avut eu odată aici o aventură imposibilă. Da, asta e viața, ce să-i faci? Dima, andiamo la Italia con l'odka, la Nistro, con Vesla, Veslare, andiamo. Știi și, i-am propus, nu a vrut să stai aici, în Puhăceni, schii și coastele. Iau și l'odka ne-am luat, acum eu fi stăpânul, nu știu, dar noi nu o deranjăm, nu așa o leagă, ne simțim și noi pe valurile Titanicului. Vedeți? Valurile Nistrului, cum mă duc departe. Chiar dacă stăm pe loc. Blin, dar serios, dă să dezlegăm o leacă să ne cântăim. Hai băi, vin să facem un crug în jurul Nistrului. Foarte frumoasă natura aici la Puhăceni. Stai! Care găinați de vacă, băi, că asta e băliguț. La Italia, nu ca să mă scăd. Ia uite mă, ia uite. Rospșoar, uite poftim. Ragață, e multă bună. E multă bună, grație. Mangiare. Dimulea, signora Dima. Arată și cu deșertul tău. Asta nu-i găinață, asta e băliguțe. Le belighe. Hai, pentru ești pe toguri și cu tine. Bravo, băi, dacă și ei, ia miroasă, mai aduci o leac sau nu? Că ți-o fost de vac sau de cițel? Oh, nu culo, băi, în Italia și că știați în vazoane, băi, nu știți să ieși într-o corabie. Moldavsca. Dar mi-e frate mare, da. Nu-ți bați fietlă, și cu voi, e niștiță pe Dumnezeule, Doamne! Uite, dacă plângi doar de bucurie, felicitări, iată am un mesaj din partea fratelui din Germania. Lacrimi de bucurie vreau să văd astăzi. Da. Felicitări încă o dată la mulți ani, este mesajul din partea fratelui, care este în Germania. Transmite ceva. Mersi mult, Sandu! Nu m-am așteptat că noi cu Emilian Creț să faci surpriză, dar e foarte plăcut. Mersi încă o dată. S-a dus tușul, văd că dușul la gheață din nou. La mulți ani. Te iubesc! Hai, flori de la Puhăceni pentru Naina. Nu crescut părul ăsta așa de mare. Dar nu-i pe asta. Înainte de culcare, fetelor, trebuie neapărat să vă strângeți, să vă dați drumul la păr și nu și strâns în gâță, cap, a să aveți un nod după cap și nu ați puteți dormi. Asta e lecție de la Nina Creț. Da. Gata. Doi pe un păr. Ei, nu filmam, nu mi-a spus nici eu, nu mă bani la tine, dar eu am banii mei.
are banii, am nu știu, are 25 lei și are la mine și el vreo 200. Am banii mie în camera mea, în sertarul, îți spun secret. I-am spus că eu îi dau bani până de ziua ei, până pe șc***a. Nien. Și ai zis? Câți bani dai până vasele? 25 lei. Oh, asta furculițe, da? Nu furculițe, asta atât. Și paharul și atât. 6 iunie. 6 iunie ziua îi faci 20 de ani. După asta nu-i dau nici un leu. A să-ți dau eu mai departe. O să dai, Doamne, să te audă Dumnezeu. Să vedem ce a gătit astăzi seniora Dima. Ce e asta? Pește de la Nistru? Nu, să de orate. Și? Orate. Orate? Dar poți să spui și pentru țărangă? Smește orate. Asta e pește. A pește se smește orate. Dar ce, urâtă? Nu, ora. Mă vrei la Roma? Vreau. De grabă, nu te duci. Asta eu am contract cu toate aeropoartele din globurile pământului. Bravi, bravi. Măi, parcă ești un copchilaș mic fel care face mâncare și să mă surprinză în fiecare zi. Apropo, vreau să vă aduc aminte de concursul care este făcut de către Liniela, ce trebuie să faceți voi împreună cu micul șef, adică cu fiul sau cu fica. Ceva, o mâncărică gustoșică, neapărat trebuie să folosiți cel puțin un produs marca Liniela, faceți o postare, o fotografie și o distribuiți pe pagina Liniela. Faceți chiar acum swipe up pentru mai multe detalii. Iar pe 30 aflăm cine este câștigătorul. Deci în poză trebuie neapărat să fie și produsul marca Liniela pe care l-ați folosit în deliciu culinar pe care l-ați făcut împreună cu Piciu sau cu Picia. Picia? Cu Picia. A, chiar, și da, chiar vreau să mă mândresc cu sora mea. Uitați-vă cât de perfect s-o parcat, uitați-vă. Liniuț, liniuț. O păsta distanța de mașină să nu o pocnească cumva. Bravo, Nina. Ăta mai ia școală. Așa, neața. Se îndulcește, seniora din Povidla. Bună, vreau să recit poezia Eclerul meu. Iubesc, iubesc eclerele. Iubesc cu patima eclerele. Eclerele cu... Și niște corovatică pentru Nina. Pentru că astăzi a făcut curățenie, trebuie și frumos.